nu se fumează aici. Ce dracu cauzi, mă? Vrei să aduci fanfară? Să pui covor roșu? Nu mulțumesc. Bustu, ești un... Țigan. Faci alegie numai când auzi cuvântul ăsta. Tutuiță. Pune și mie scaunul așa. Afacerea asta și să terminăm, să... Hai, gata. Bă, ți zic. Nici mie nu-mi place să fac afaceri cu tine. Nu ești corect. Ai vrut să treci cu buldozerii peste șatra lui fratii meu, Aurica. Acum măcar înțeleg de ce ai venit. Ai venit să te răzbuni. Fii atent. Potcovarule, nu te pune cu mine. Am venit pentru Antonucci. Dacă nu era Antonucci, să moară mămițica lui care călca în coșmelia asta. Regret că te informez, dar afacerea asta nu e pe numele meu. De acum încolo, uite, scrie aici, de acum încolo va trebui să tratez cu Luca. Așa. Ți-e frică? Nu mai vrei să mai ne vedem. Mâncați-și. State nu e un om rău, e mai rău decât rău. E omul dracului. Știi? Nu are ăștia la baie aici niciun prosop mic. Trebuie să mă șterg cu haine de pe mine. Ai văzut, bă, până la urmă, care e mai șmecher? Ha? Vorbit în șet, asta nu șatra la țigan prost. Tu. Ah, dar tu unde ai născut, mă? În palatul de cristal? Până una alta, eu sunt la care stau la masă și tu stai în picioare, e slugă. Iar mă iubești. Eu așteptat, tu făcut greșeală. Și atunci rup gât. Ah, ia mâna. Înțeles? Că eu, ia mâna că eu te am la mână. Nu tu pe mine. Dacă află tăticul că ai interferit-o pe Fisa, rup gât la tine, zic eu. Tu spus, tu iubit mult asta, familie. Dacă tu iubit mult, de ce nu mergi spus? Mergi spus adevăr. Să știi că mă chinui să înțeleg când vorbești așa, serios. Tu prost nu înțelegi. Nu, înțeleg. Dar m-am prins, acum mi-am dat seama ce vrei să zici. Băi, vreau liniște în familie. Ai înțeles? Tu vrut liniște. Vreau liniște în familie, ai înțeles? Tu vrut bani. Da, vreau liniște în familie. Tu vrut bani asta. Nu, liniște. Bani. Bine. Hai că eu mai, hai că mai vorbim. Da, ce că vorbești la greu. Bine, bine. Bine. Pa. Ia uite. Pa, da. Da. Ia uite. Da. Gata. Pa. Da, pa. Hai. Ei, cât vorbești la telefonul, mă rog. Am avut treaba. Ce faceți? V-a servit Oana cu ceva, cu cafea, cu... Nu ne servi cu nimic, nicio Oana, nimic. Unde e Oana? Nu știu. Deci... Și ce faceți? Stați așa? Hai să vă fac turul firmei. Hai să faci. După aia mergem la mine în birou, bem o cafea, ceva. E frig în firmă? E frig, e cald. O să vă să-l las ăsta aici. Hai. Hai, nu vine șef? Nu, pe ele, bani goarul, cum se vin. Da? Bani goarul stă acolo. Așa. Hai să începem de aici. Deci îți imaginezi tu, mă, că banii tăi sunt mai tari decât banii mei? Cine ești tu, mă? Cine ești? Cine-s eu? Sunt regele mondial al romilor. Asta sunt. Pe bune? Da. Păi nu ne era de ajuns un rege și un împărat pe deasupra? Nu, uite că nu. Că așa e noi, țiganii. Ne place să conduce. Și face bani pe spatele la proști. Cum, mă? Face bani pe spatele la proști, mișto. Exact.
Regret, dar n-am auzit de regele astea. Pentru că nici nu există. Da, eu când vreau, mă fac. State 1, regii mondial. Deci nu vrei ca să facem afaceri. Foarte bine. Dar trebuie să vă chem să tăiem pamlica la cantina săracilor. Că asta face bine la imagine, la fumiști. Să ne pozăm împreună. Dar ce, dar a făcut destule poze? Da, nu cu mine. Fie. Facem și o poză. Mă pozez cu pomul de Crăciun. Păi dacă n-ai avut acasă, nu ți-a făcut tactul când erai mic. Nu? Și aici e biroul meu. Da, frumos. Ia un loc. Îți place, ce să zici? Păi... Mă bucur că o să facem afaceri împreună. Chiar te bucur pe omologul? Mie îmi place chestia asta cu omologul, poți să zic așa, nu? Simt mirosul afacerilor când îți zic așa. Da, frumos. Nu, serios, chiar cred că o să ne înțelegem... Da. Bine. Vă aduc ceva de băut, o apă, o cafea? Eu nu știu. Vrei ceva? O cafea, o ciocolată caldă, un whisky? Nu, Oana. Bine. Ok. Oana. Vino puțin. Aduci-mi o apă plată, dacă poți. Sigur că ți-aș. Tu dai la asta? Cum? Zic, dai la ea, hă? Hai că mi-a întrebat bărbații acum. Tu nu poți să crezi că stai cu bucățica ca asta, așa, și nu îi luași tu temperatura, nu? Cum se spun eu? Păi nu mă zic nimic, dacă nu e a ta, dă-mi mie, vorbesc serios, fără supărare, fără nimic. Da, uite foarte bine, apă. Mersi, mersi, mă. Intră puțin, intră puțin. Auzi, ce petrecere aici? Facem o petrecere, că noi avem tradiții cu lăutare, chemul lăutare, dansăm, îi simțim bine, ce zice? Da, dumneavoastră, cu cine vorbiți, că nu... Ah, scuze-mă. Zii, facem o petrecere aici, dacă... E. Apa! Hai! Santé! Noroc, mă! Mon patron, le grand. Da. Hai. Cel mai mare patron. Pune masa, mă, ce faci? Bă! Cua? Știi ce bine îmi pare, bă, că l-am făcut pe ăla? Păi l-am făcut fierar măsa, dracu de narzist. Știi ce i-a zis? Nu. Că când vreau eu, instantaneu, mă fac regele mondial al țigarilor. Pe loc. Asta i-am zis. Hai, mă, pune masa, mă. Dacă tot e vorba de așa, nu ne facem și noi un palat din ăla mare, cu 2 lei, la ușă, din aur, cu gurile căscate, cum am văzut eu undeva, și eu îmi fac sus un birou, 3 secretari. Bă, ce seamănă ăsta cu mine când eram mic, bă. Ia pune masa, bă, tărică, bă. Așa eram, bă, și eu, bă. Da, birou cu 3 secretare, bă, da. Și făceam socotera, 2 crași de fiecare secretară, 6 crași de birou. Și scriam pe cârtia igienică până m-am dat cu pragul de ușa de sus. Bă, prost, mon patron nu se spune. Aștia mari care fac afaceri subteran, nu se plimba să vadă toți prost banul care e. Aaa, bravo, bă, tărică, ia pune-mă să stivene. Să rămână. Ce faci, bă? Mi-a adus muierii de plifisite ele. Mai bea, state, dacă poți să ai, bea tu să pare foarte rău, dar eu am de plecat la un congres. Ți-am adus-o pe Roza, tot zice că se plictisește singur. Ce fă, ți-era dor de mine, da? Ha? Nu ți-ajungea scheletul care îl are ăla în cameră? Ce vrei mai vrei aici? Da, mă, chiar așa. Auzi, mă, știi ceva? Poți să bei până te-ai necă. Toarnă-ți, mă, și-n cur, că nu eu te-am blagesc. Tot să rămâi așa paralitic. Astăzi poți să faci ce vrei, că nici nu mă interesează de dat pe trec. Bă, să mor tu! Să mor tu! Hai, mă, băieți, bă! Hai, ce-a plecat ăla, băi? Medelioane, a plecat! Da, a plecat, hai, să bem! Noroc! Sate, mă!